Basme în limba română. Leul și șoricelul. Trăia odată de mult un leu care domna peste întreaga junglă. Într-o zi, după ce și-a luat masa, leul a adormit sub un copac. Un șoricel l-a văzut și s-a gândit că ar fi amuzant să se joace cu el. A început să alerge în sus și în jos peste leul adormit. Se urca sus pe coada lui și aluneca în jos. Leul s-a trezit furios cu un răget puternic. L-a înșfăcat pe șoricel cu laba lui imensă. Șoricelul a încercat să scape, dar n-a reușit. Leul și-a deschis fălcile mari să-l înghită. Șoricelul era foarte speriat. O, rege, sunt foarte speriat! Te rog să nu mă mănânci! Iartă-mă de data asta, te rog, dă-mi drumul! N-am să uit niciodată și poate într-o zi ți-aș putea fi de ajutor! Leul a fost atât de amuzat de ideea că șoarecele l-ar putea ajuta, încât și-a deschis laba și i-a dat drumul. Îți mulțumesc, rege! N-am să uit niciodată că ai fost bun cu mine! Norocul tău, prietene! Că tocmai am mâncat! Acum du-te! Dar să nu te mai pui cu mine altă dată, dacă nu vrei să te mănânc! Câteva zile mai târziu, leul hoinărea prin junglă. Vânătorii au pus o capcană să-l prindă pe leu. Aceștia s-au ascuns după copac și au așteptat ca leul să se apropie de capcană. Cum s-a apropiat, vânătorii au tras de frânghii și l-au prins în plasă. Leul a început să ragă cu putere și a încercat să scape. Vânătorii au legat plasa. S-au dus înapoi în sat să aducă o cușcă pentru a transporta leul. Leul încă răgea cu putere. Toate animalele, inclusiv șoricelul, au auzit răgetele. Regele este în pericol! Trebuie să-i întorc favoarea! În curând a ajuns la leu. Nu-ți face griji, regele meu! O să te eliberez eu! S-a urcat pe plasă și și-a folosit dințișorii ascuțiți ca să taie frânghiile. Până la urmă, l-a eliberat pe leu din capcană. Leul și-a dat seama că până și un șoricel poate fi de mare ajutor. Îți mulțumesc, șoricelule! N-am să te mai deranjez niciodată! Poți să trăiești fericit în pădurea mea! I-ai salvat viața regelui! Acum ești prințul acestei păduri! Unde te duci? Nu vrei să te joci cu mine și să aluneci pe coada mea? Șoricelul a început să sară pe spatele lui și să alunece în jos pe coadă. După o vreme, s-au întors vânătorii cu o cușcă imensă ca să care leul. Leul și șoricelul i-au văzut și au început să alerge spre ei. Leul a scos un răget groaznic și vânătorii s-au speriat. Și au luat-o la fugă înapoi spre sat. Leul și șoricelul au devenit prieteni pentru totdeauna.